Never gonna give you up. I'm never gonna let you down. Never gonna run around and hurt you. Bună dimineața, oameni buni! Bun venit pe canalul meu. Eu sunt Claudischi. Este ora 2:30 dimineața, adică AM. Într-o zi de vine, dacă să nu dedicație ca să ajungi în top, să fii succesul pe YouTube, nu știu ce mai este. Scuzați-mi părul de anime, tocmai am făcut un duș, o să înnebunească pe timpul filmării, dar nu să ne oprească, pentru că oricum astăzi o să ne uităm la niște poze în care se află două femeiuști. Două femei, una, o mamă și o fică, și trebuie să găsim care e mamă și care e fică. Baza grea este că seamănă foarte mult și noi trebuie să ne dăm seama care e care. Content original, știu, andale, let's go, let's do it. Prima poză. Da, înțeleg, ok, o să fie greu. Deci din start pot să zic că cea din centru nu poate să fie, pentru că o mamă nu zâmbește atât de larg niciodată, mult prea stresată. Deci stânga sau dreapta? Aș spune că fata din dreapta este fica, pentru că are configurația feței asemănătoare cu cea din mijloc. Deci da, aș spune dreapta fică, stânga mamă. Ce naiba? Ok, următoarea poză. Ah, asta e actrița aia, cum o cheamă, cu lingurițe, cu linguri. Așa, nu pot să cred că să fie pe ei. Doamne, ce leit. Dar se vede oboseala și experiența pe fața mamei. Cea din stânga, clar. Da, incredibil, domnul seamă, nu pot să cred. Stânga mama. Nici nu trebuie să verific, cred. E clar. Bun. Bine, astea nu sunt, pur și simplu, surori pe bune. Mamă, ce seamănă, și amândouă și sunt bătrâne. De obicei poți să dai seama cam cine e mama și cine e fica. Dar aici văd că amândouă au riduri, amândouă au dinți de cal, amândouă au nasul ăla. Oh, cred că prinde și antrena 3. Stânga fică, dreapta mama. Da, ce... Ți-am spus ce vorbim, mă, eu ce știu tot. Mai trebuie să-și întreb, adică, pe bune. E clar care e mama. Să fim serioși, că nu mai trebuie să discutăm pe reverșile. Și au ochi și diferiți, sau cred că poartă lentile. Aș spune că... Mamă, e greu aici, e greu. Cred că stânga e mama. Stânga e mama și dreapta e fica. Ce ziceam, bă? Dar îți dai seama după trăsăturile feței puțin, că... Nu știu, parcă altfel se uită la tine față de fică sa. Următoarea poză. Dar ce am cutie acolo? FNM. Ce n-ai, bă, mă rog, nu contează asta. Destul de ușor. Stânga fica și dreapta este mămica. Dar nu înțeleg ce dracu, de ce e în cutia aia? Lăsați în comentarii și spuneți-mi exact ce se află în cutie. Un jurnal? O chestie pe care o îngroapă? Nu știu, habar n-am. Ok, dacă ajungem la oamenii asiatici, aici știm sigur că o să greșim. Nu că seamănă între ei foarte mult. Pe lângă chestia asta. Nu știu dacă ați observat, dar femeile japoneze nu îmbătrânesc. Cred că și alea chinezești. Îmbătrânesc dintr-o dată. La ele nu e treptat. Gen, la 30 de ani, 40 de ani arată ca una de 20, la 50 de ani arată ca una de 30. La 60 de ani, bam, menopauză și face ca un personaj din anime. Cocoșat, deci dă quest-uri de făcut. Revenind la poză. Mamă, nu pot. Mamă, e greu de tot. Ne uităm la ce ține în mână. Nici o mamă n-ar ține în mână un pahar cu rățușcă neagră. Clar, fata stânga, dreapta mama. Am uitat că suntem în Japonia. Hai, continuăm. Ok, sunt 4, mai greu. Deci cele din spate clar nu sunt, că cele din față sunt alfa, deci automat... Asta sunt cele mai bune. Văd că poate să poarte o familie fata asta în costum de apă. Chiar în costum de apă. Dar tot parcă nu, stânga. Se vede așa, se vede atitudinea ei de mamă prin poza asta, jur că are grijă de toate fetele. Asta parcă prea mult se prostește ca să fie mai clar. Ce zicea? Bun. Păi, stai un pic, unde e mama? Nu pot să cred că una dintre fetele astea e mama. Nu pot să cred, bă, frate. Dați mie vreo frumos dieta voastră pe care o urmați, please. Greu. Mă gândesc că un părinte, odată ajuns la o vârstă, nu se mai vopsește, mai ales o culoare așa de... Nu e strident, dar e mai obscur, mai abstract ca roz deschis. Deci o să merg chiar dacă nu aș fi zis în vecii vecilor că femeia asta e mămică cu cea care nu este, n-are păr roz, cea care stă în fundule. Ce dubios, frate, ce dubios. Mătoarea a fost. Dreapta-i mamă.
Așa ziceam și eu. Pe unele le simți așa din îndire. Instinct. Mă sperie puțin, cum... Mă sperie puțin ochii. Mamă, ce mă sperie. Zici că e satan în jur. Asta e, mă, să... Nu pot să cred, nu pot... Cum să fim asta, mama? Tungești, mă sperie. Nu, hai să zic eu, mă sperie rău de tot. Deci, stau pe care e fica asiatică, dar ea nu e chiar asiatică. Zici că e o popușă, zici că e făcută în CGI. Wa, wa, ui, wa. Stânga fata și la volan mămica. Dar n-aș fi zis. Și devine ce în ce mai greu. Da, aici e clar cine e. Asta e mama. Pentru că felul în care se uită așa în cameră, determinat, seducător. Cealaltă se uită așa confuză, exact ca, ca esența aia de tânăr, că nu știu ce să faci cu viața ta. M-am regăsit. Simți vibe-ul ăla de, bă, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mă duc cu flow. Fix în ochii ei. Mama deja experimentată, știe despre ce se mănâncă cu tot. Următoare. Stânga mama, dreapta fica, pentru că v-am spus, se văd, are riduri pe frunte puțin. De fapt, cam atât. Doar lasă. Vai, ce rău sunt. Ok, avem un vibe mai exotic, mai mediteranean acum. Seamănă ce exorbitant de cum zici, sunt două picături de apă. Stânga, însă, poți să dai seama că stânga, da, stânga e mama și dreapta e fica. Bine-s, bine-s. Ce... Ok, nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, frate, nu știu. O să mă bazez pe... Nu o să mă uit la aspectul facial. Cred că fica e cea care ține telefonul, pentru că tinerii sunt cei care inițiază pozele, selfie-urile, toate chestii. Doar de asta aș fi spus. Nu pot să dau drept. Bă, da, nu, cred că asta a fost cea mai grea poză de licit până acum. Hai mă, că asta e ușor, băi. Dreapta fica, stânga mamă. Da, nu, asta a fost ușor. Nu. Da, sunt cu filtrul. Care e mama? Deci nu-mi dau seama care e mama. Nu știu, cred că o să ghicesc pur și simplu. Bine, cred să după poza de sus, cred că cea din mijloc. Deci jos cea din... Nu? Care? Aia din mijloc e mama? Jos. Dar îmi place că s-au și asultat din toate punctele de vedere. Mărgeluțe și asta, bluzeță cu put, chestii albi pe ea, pelari. Dar stânga este fica și dreapta este mămica, că se vede în ochii îndurerarea. E necesar să... Wow. Au six-pack. Au six-pack. Stânga, mama... Vă rog, hai să trecem peste deja. Bun, ce interesant. Zic interesant pentru că stânga e mama, numai că are anumite trăsături de femeie tânără. Da, stânga e mama, stânga e mama, stânga asta. Da. Hai, ultima poză, o ducem foarte bine până acum, let's go. Dreapta mama, dreapta mama. Hai să ne dăm la picioare. Să ne dăm seama, poate au vergetul la genunchi, amândouă genunchi la fel. Uite, femeia asta are tatuaje și cealaltă nu cred că are tatuaje. Deci aș putea să zic că stânga, dar nu prea la față. La față arată mai mică, să știi. Mi se pare că o femeie cu tatuaje de obicei e fica. Nu e așa, nu e neapărat mama, deși ar fi fost logic să mai mult să fie mama. Că nu știu după ce să mai iau altceva. Dar o să zic stânga fica și dreapta mama. Yeah, enough internet for today. Asta a fost și cu videoclipul pentru seara asta, dimineața asta, îmi scuzați. Vă rog frumos să lăsați un like, un comment, un sub, că mă ajută foarte mult. Haideți să ajungem cele bine împreună, să o facem împreună un moment dur și până data viitoare. Salve, aveți grijă de voi.